La tine cum s-au legat Connector? Tu acum ne vorbești nu de 2020, ne vorbești de 98. Da. Nici nu eram născut. Care-i, 98, nici eu, care-i relația ta cu muzica sau cum a început? Păi, în primul rând, la mine a plecat dintr-o pasiune pentru muzică, pentru artă, pentru că eu am făcut dansuri, făceam dansuri de la 8 ani. Dar rap-ul cumva, în 98, când eu eram plin de complexe și un băiat maxim de emoționat și așa, mie mi-a dat o aură de fighter, adică deja când mi-am pus soarele pe mine și m-am uitat în lumină și m-am văzut în atitudinea aia, am zis, what the fuck, cea mai tare mască e asta. Ok, te-a scăpat cumva de anxietate. M-a scăpat de toate, știi? Da. Am zis, mamă, sunt tare. Păi da, poate nu era o mască atunci, adică, știi, cea mai tare mască. Păi da, dacă tu așa te simțeai, dacă deodată ți-ai pus soarea alea pe tine, te-ai văzut, te uitai în oglindă, îți făceai de-alea, cântai în oglindă, poate... Bine, cântam, eram pueril, profunzimea meseriei ăstea am descoperit-o mult mai târziu, știi? Uh-huh. Dar atunci asta a fost, eram un Superman al meu, știi? Și atunci zic, mamă, cât de tare. Ulterior, după ce am terminat o școală profesională, ai mei m-au îndemnat către o meserie, îți dai seama, știi? Da. Doar că a fost un moment cheie, cumva, nu o să lui niciodată, vindeam ziare și la intersecție, la Averescu, a parcat o mașină, o decapotabilă, a oprit o mașină, am dat niște ziare și se uită așa la mine, băiatul din față, zice, bro, dar frate, că nu era bro atunci, frate, nu te-am fost aseară la UMTV? Și zic, bă, da, păi și cum? În momentul ăla a scos un bax de răcoritoare și zice, frate, ia sucurile astea și era vara afară, știi? Și mă liniștește puțin cumva. Și în momentul ăla să zic, bă, dar... Mamă, și atunci ceva m-a răsculit puternic și zic, mamă, gata, nu mai, deci nu mai fac asta niciodată. Fac muzică și nu mai muzică, chit că mor de foame. Și am dat un anunț la Radio 21, am fost invitat atunci să fac un freestyle, mă rog, eram. Așa? Și am zis, cine se oferă să-mi dea un salariu minim pe economie, semnez cu el toată viața. Vreau să mă asigur că mănânc și că pot să fac muzică. Cum e asta, mă, vezi? Oamenii din afară nu se așteaptă la asta. Când te văd pe o scenă, deja se așteaptă că tu ai realizat tot, că you got it all figured out, că nu mai ai nicio grijă în viață. Dar tu erai seara pe scenă și a doua zi... Era angajat, vindeai ziare. Corect, știi? Corect, da, da. Bine, nu le-am lăsat în ziua aia, gata. Ai aruncat toate ziarele. Nu mai fac, gata. Obișnuiam să vând ziare, acum apar în ele, am zis eu povestea. Frumos, frumos. Da.